Salutare băieți și fete, astăzi avem parte de Ian Secunda, deci am auzit de piesa asta în memă, ca Ian Secunda, când iese Ian Secunda, toți posta Robi pe Instagram de Ian Secunda. Se părea că e o memă, dar aparent chiar e o piesă. Și aparent chiar a ieșit Ian Secunda. Vreau să vă zic ceva foarte important, deci acum stați pe clip, fiți pregătiți. Eu împreună cu băieții de la Viral România am creat un playlist de Spotify. Vreau să ajungă cel mai mare playlist din România. O să fie un playlist super updatat, vreau să fie activ, să avem grijă de el și să fie fresh rău de tot. Aveți link în descriere, dacă nu facem azi pe puțin 100 de like-uri la playlistul ăsta, ne supărăm pentru că o să-l ținem foarte activ și o să vă adăugăm toate piesele favorite în playlist. Deci puteți să dați sugestii de piese în comentarii. Hai să vedem care e treaba cu Ian Secunda. Chiar sunt curios că... Nu știu. Hai. Zine, Iane. Că am tot auzit de piesa asta. Robi, charge-ne-mi up. Ei, o Rodby, charge-mi up. Asta zice de fapt, că e beat-ul făcut de mine, Rodby zice. Hai dacă vrei spate, degeaba dacă nu vorbim de greutate. Ok. Ca Gucci când era 2007. Se întreabă cum dau și din numeri și din coate. Gen, ca Gucci în 2007. Ok. Fă nu-mi e foame, stai pe cap, te-a luat cu foapte. Nu e vorba de chirie sau de rate. Yeah, am dam Secunda, punga. Cum ne place dunga. Sare-mi spate gluga. Ca dar eu stânga. Stânga, zic asta mi-e munca. Nu se fă cu lupa. Ce le face fuga. Pleacă parașuta, vrea din Gama Sutra. Dar vreau ceva mai hard de la Ian. Eu efectiv, când ascult Ian, aștept să o dea așa lent și pe aia să mă spargă. Li se întoarce mutra, le cade trupa. Le fu toată grupa, le fu toată grupa. Le fu toată grupa. Yeah, de marfă sânge, praful pe cruce. Așa mă. Eu morim degeaba dacă nu ne ajunge. Poate să semene că vrea dacă ne aduce. Stomacul gol te faci că nu știi ce-i un ulcer. Sunt șarpe, nu mă bag în seamă cu vreun gușter. Știu oameni care vin dacă-i marfă. Băga mi-aș... Așa, eu le și fac, mă, le și fac. Știu oameni care vin dacă-i marfă e fulger. Te caci într-una pe tine de parcă ai scurgeri. Nu dau la mâine, mi-e frică că o să-mi o muște. Fișez, fischez. Bă, dar ce random a apărut piesa asta, eu credeam că e o glumă ceva, dar a fost pe bune și a apărut așa random, nici măcar nu știam că apare. Am banul mizez, n-am ce să visez. Te-am cu-n față prin glez, târfe-n față clipesc. Nu stau, nu privesc, ușor îi citesc. Alex să mă lipsesc. Vin unde vreau, nu vreau, nu vreau. Da, mă, da! Tu te miști ca un mel, nu-mi pasă ce l-auzi pe internet. Are capul sec. Asta aștept de la Ian, ceva hype, mă, frate. Nu-mi place când Ian o dă cu minte, frate. Vreau hype, de fapt eu de la muzică, de la piese, de obicei, vreau să-mi dea starea aia de, bă, mamă, mă încarcă cu energie. Asta vreau de la o piesă. Finish, bagă cap un tec, după bagă cap un bec, îi cazi la stire, ăsta e swag, îi fac avis și asta-i corect. Bun, bun, o să bea moe, pulă mare, prea potent, te trimit după colet. Când am Secunda, punga, cum ne place dunga, sare-mi spate gluga, ca doar eu stânga. Stânga, zic asta mi-e munca. Nu se fă cu lupa. Ce le face fuga. Upa, pleacă parașuta. Bă, știu că a așteptat multă lume piesa asta. Și astăzi vreau să facem ceva mai special. Nu vreau să vă zic dacă e bună sau nu eu. Vreau să ziceți voi în comentarii ce părere aveți despre piesă. Cu argumente, fără argumente, cum vreți voi. Dacă vreți ziceți, bă, e tare și punct. Dacă nu, argumentați pe acolo prin comentarii și o să le citesc pe toate. Vrea din Gama Sutra, li se întoarce mutra. Le cade trupa, le fu toată grupa. Le fu toată grupa, le fu toată grupa. Fișez, fischez. 200-mi vituel, schimbez. Big checks, dictez. Cât de marfă pisez, livrez. Acu ia zi-o invers. Păi, eu nu vreau să zic nimic pentru că
Am observat că piesele lui Ian, din prima, poate nu mă sparg sau am o părere proastă despre ele. Apoi, după ce le ascult de 3, 4, 5, parcă, bă, am cu totul și cu totul altă părere despre piese. De exemplu, Voodoo, dacă te uiți la reacția mea la tot albumul, o să zic de multe piese că nu-mi plac sau că nu sunt genul meu. Ei bine, dacă mă întrebi acum, s-ar putea să-mi placă rău de tot piesele alea. Deci, ca o primă ascultare, bă, are părți foarte hype și îmi plac, dar e într-o parte și mai cu minte, așa, bă, ne-a obișnuit Ian cu un anumit stil și când e mai diferit, trebuie să asculti de mai multe ori. În fine, eu am fost Rodby, asta e piesa, nu uitați de playlist-ul ăla pe Spotify că ne certăm rău de tot. V-am pupat, ceau!